invitat la această conferință și pe părintele profesor Mihai Valica de la Vatra Dornei. Părintele, neputând să vină, a trimis un cuvânt mărturisitor. Înainte de a vedea acest cuvânt al său, am să vă arăt o carte pe care el a scris-o împreună cu doctorul Pavel Ghirilă, Prigoana cea dinăuntru, încercările dreptilor în biserica lor. Este o carte în care se prezintă foarte precis prigonirea părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, care nu a fost caterisit de puterea comunistă. Comuniștii l-au băgat la închisoare, dar a fost caterisit în urma unui consistoriu bisericesc care a vrut să-l pedepsească cu aceeași măsură cu care l-au pedepsit comuniștii. De ce? Pentru că apărase bisericile. Ba mai mult, au vrut să-l caterisească înainte de a doua intrare în închisoare. Se intre ca un vierme, ca un gunoi. Și un singur preot s-a opus. Dosarul de la securitate e foarte clar și există materiale clare legate de modul în care a decurs judecata părintului. Ele au și fost tipărite. Vă recomand, deci, să căutați această carte. A circulat foarte puțin pentru că, din păcate, ortodoxul contemporan spălat pe creier de mass media are un mod bolnăvicios de a se raporta până și la cărțile ortodoxe. Adică citești vieți de sfinți făcători de minuni. Te raportezi la biserică așa cum se raportează alții la ghicitoare. Te duci pentru un ajutor material. Copiii sunt bolnavi, vrea soțul să mă părăsească, mama e pe moarte, etc. Și cauți în biserică ajutor ca să ții mașina mai bună, casă mai mare, să nu fii șomer sau dacă ești șomer să-ți crețești de lucru. Și nu pentru că vrei să mergi pe calea sfințeniei. Ori sfinții închisorilor au arătat că dacă vrei să te mântuiești, trebuie să înfrunți orice încercare și orice necaz. Este pregătit cuvântul părintului? Până se termină pregătirile, am să vă spun doar concluziile acestei cărți. Când auzi cuvântul persecuție, de obicei te gândești la dușmanii creștinismului în general și ai bisericii în special. Cei care, din neștiință sau voit, atacă, calomniază sau pătează biserica. Și de câteva criterii, câteva caracteristici ale acestei prigoane, de care au parte cei dinăuntru bisericii, de la mai mari biserici. Prigoana se declanșează și se amplifică întotdeauna printr-o colaborare între ierarhii bisericii și puterea lumească, regi, demnitari, politicieni, etc. Partidul Comunist, ultima prigoană. Ierarhia sau creștinii prigonitori nu sunt eretici sau devin eretici treptat spre finalul luptei, cum a fost în cazul Sfântului Maxim Mărturisitorul. Acuzațiile care îi se aduc prigonitului sunt de natură administrativă, disciplinară, niciodată sau numai tangențial pe teme dogmatice, așa cum a fost caterisit și părintele Calciu, pe motive administrative și nu dogmatice. De regulă, acuzatorii care se asociază prigonitorului sunt mulți. Apărătorii fideli ai prigonitului sunt mai puțini și rămân tot mai puțini până la sfârșitul nedreptății. Există o plângere a părintelui Calciu citată în această carte că după ce comuniștii prigonitorii l-au lovit, ar fi căutat sprijin la ierarhie. Și ierarhii l-au lovit ca și comuniștii. Știți, oare o singură voce, un singur nume de ierarh care a avut curajul să apere bisericile în România, așa cum a făcut-o părintele Calciu? Nu știți, pentru că nu există. Și dacă se spune că a existat o mărturisire... Auzi, dar Ion, e adevărat. E sunet. Advocat Sibiu, care a luat atitudine.
și nu se zbujește stirata, e altceva. Faceți o confuzie, vă rog frumos să nu mă întrebați, dacă aveți ceva de spus, spuneți pe bilet. Bisericile au fost dărâmate în vremea Părintelui Calciu, când Preasfințitul Nicolae Popovici al Oradei, la care vă referiți, trecuse la Domnul. Deci, dați-mi, dacă m-ați corectat, vă rog să spuneți numele unui singur ierarh ortodox, care în perioada în care Ceaușescu a distrus bisericile, s-a opus. Dacă nu sunteți în stare să-mi dați, atunci vă rog să stați acolo și dacă aveți vreo nelămurire, să scrieți pe bilețele. Nu este politicos să întrebați, pentru că o să interveniți până nu stăpâniți subiectul. Eu nu am pus întrebarea dacă exista vreun ierarh care a spus ceva împotriva comunismului, pentru că au existat foarte puțin, Preasfințitul Nicolae Popovici al Oradei, despre care am tipărit material în cartea lansată aici, Mărturisitorii Interminizele Comuniste, fiind unul dintre cei mai puțini. Numai că, încetul cu încetul, lașitatea a pus stăpânire pe inimile multora și când bisericile au fost dărâmate, partidul n-a avut parte de o rezistență din partea ierarhiei, documentele cazului Calciu lămurind această situație. Rigoliții autentici nu părăsesc biserica niciodată. Chiar atunci când nedreptatea care li se face este strigătoare la cer și când prietenii fideli îi îndeamnă să se rupă de ierarhia persecutoare, îi strigă cu Sfântul Ioan Gură de Aur, nu părăsiți biserica. Aceasta este ceva sublim și unic în lume. Deși le-a fost foarte greu. În cartea lângă Valeriu Gafencu, Octavian Anastasescu, prieten al lui Virgil Maxim, dă mărturie despre faptul că acest trăitor trecut prin temnițele comuniste a vrut să se călugărească. S-a dus la un episcop, am scos numele ierarhului din carte pentru că nu sunt mulți ani, nu e mult timp de când a trecut la Domnul și n-am vrut să se facă tulburare, s-a dus la Vlădica X și i-a zis: Preasfințite, vreau să intru în mănăstire. Răspunsul a fost dur, puteți citi din carte: Banditule, noi nu avem nevoie de legionari în mănăstiri. Cuvântul a fost reprezentativ pentru atitudinea unora care își imaginau că îl slujesc pe Hristos. Dacă țineți minte, părintele Adrian Făgețeanu a fost arestat când episcopul i-a propus să-l ducă în altă mănăstire cu trăsura, l-a luat, cred că cei mai mulți ați auzit de părintele Adrian de la Antim, din București. L-a luat, da, părintele Adrian, pentru cei care nu știu cum arată. Deci a fost luat din mănăstire și când a ajuns la șosea, mașina securității așteptau și au spus episcopului: tovarășe colonel, vă mulțumim că ni l-ați adus. Așa a fost arestat. Înainte securitatea cu mașina în mănăstire, ca să se producă tulburare, pentru că dacă l-ar fi arestat în mănăstire, exista rezistență din partea unor creștini care voiau să-l apere pe părintele Adrian, sau poate chiar a unor monahi, nu s-a procedat foarte politically corect. Ori despre lucrurile acestea nu se vorbește. În ziua de astăzi am observat că unul din cele mai perfide discursuri este cel despre Sfinții Închisorilor. Diavolul și-a dat seama că nu poate evita, nu poate scoate din istorie acest capitol. Și atunci, haide să vorbim, să spunem numai lucruri frumoase, să pomenim doar de prigoniți, fără să pomenim de modul în care l-au mărturisit pe Hristos, fără să pomenim detaliile legate de prigoana lor. Au început să se facă emisiuni la radio, chiar și la televizor, se vorbește foarte frumos de cei care au pătimit în temnițele comuniste, dar un criteriu după care vă veți da seama că aceste emisiuni, articole în reviste, sunt politically corect, este că în marea majoritate a cazurilor veți vedea că se face abstracție totală de apartenența marii majorități a lor la mișcarea legionară. Vorbim frumos, viața părintele Arsenie Papacioc, da, extraordinar, dar trecem cu vederea că a fost în mișcare legionară, că nu dă bine, se supără unii și alții, unii au mai rămas în scaune și nu e frumos să-i deranjăm. A murit părintele Iustin, articole foarte frumos, totul bine, dar se trece cu vederea
legătura pe care a avut-o părintele Iustin cu mișcarea legionară. Au fost atâția părinți care au fundat temnițele comuniste. Se vorbește chiar și de Valeriu Gafencu. Să zicem că a pătimit, că i-a dat medicamente unui evreu, foarte frumos. Dar să nu pomenim de implicarea lui în mișcarea legionară, pentru că deranjează. Prigoniții dinăuntru, la fel ca și prigoniții din afară, au toate semnele sfințeniei. Luptă pentru adevăr, dar își asumă evenimentele. Se roagă pentru vrăjmașilor, nu-i calumniază și de dragul unității bisericii suportă orice injustiție. Istoria face dreptate prigonitului și îl sancționează pe prigonitor. Numele primului este pomenit pe buzele creștinilor. Numele celui de-al doilea este uitat în cărțile de istorie. Și într-adevăr, dacă vă întrebați ce ierarhi l-au prigonit pe părintele Calciu, dacă nu v-a interesat subiectul, nu veți ști. Pentru că în istorie au contat eroii, au contat cei care l-au mărturisit pe Hristos. Eram la Facultatea de Teologie din București la un moment dat și trebuia să țin o predică despre Sfânta Maria Egipteanca în Duminica Sfintei Maria Egipteanca. Și cei care ați făcut Facultatea de Teologie știți, trebuie să prezinți predica în fața colegilor și dacă părintele profesor zice că e bună, o prezinți în Biserica în Paracrisus Facultății de Teologie Sfânta Ecaterina. În fața părintelui profesor am prezentat predica despre pocăință și Sfânta Maria Egipteanca, dar pentru că era prima predică din viața mea, mi-am dorit să predic despre Sfinții Închisorilor și despre Părintele Calciu. Pe vremea aceea, în 97, nu se vorbea aproape deloc despre Sfinții Închisorilor. Când am intrat în altar, unul din părinții care l-au prigonit în mod special pe Părintele Calciu, nu contează numele său, dar știam că a fost mare prigonitor, și mi s-a făcut puțin frică, pentru că mă gândeam ce mă fac. Pentru că dacă se află că eu am vorbit despre Sfinții Închisorilor, în loc să vorbesc despre pocăință, mă gândeam că pot să nu mai termin facultatea. Dar am zis, fie ce-o fi, prefer să sufăr, dar să vorbesc despre ei, întrucât îmi doream să afle și colegii de facultate despre acest subiect. Pentru că în anul 97 se știa foarte puțin, atât de puțin încât, de exemplu, în anul 1994, când a fost un concurs de creație religioasă în Facultatea de Teologie organizat de un fost deținut politic, Mihai Rădulescu, eu am vrut să... și am și recitat Ridică-te, Gheorghe, Ridică-te, Ioane. Și domnul profesor Mihai Rădulescu, eu câștigasem locul întâi la creație și s-a produs o legătură între noi. M-a întrebat după concurs, cum ai îndrăznit să reciți în Facultatea de Teologie Ridică-te, Gheorghe, Ridică-te, Ioane? Și domnule profesor, dar care e problema? Comunismul a căzut! Și el m-a întrebat, tu așa crezi? Deci comunismul a căzut, comuniștii au rămas. Și ai să vezi lucrul acesta pe băncile Facultății de Teologie. Și într-adevăr, întrebați-vă în România, în câte reviste teologice s-a scris 7 ani de la moartea marului mărturisitor Gheorghe Calciu Dumitreasă. Găsiți articole elogioase despre tot felul ani, nu știu ce vârstă, de la hirotonia într-o episcop, hirotonia într-o cutare, articole pe bandă rulantă, politically correct. Ortodoxia după înțelepciunea lumii acesteia. Când e vorba să ne cinstim mărturisitorii, atunci nu mai e timp, nu mai e loc. Sau dacă e timp la emisiune, în 2 minute ziceți tot repede. Mi se întâmplă unor de la postul de radio-cutare, ziceți ce părere aveți despre canonizarea Sfinților Închisorilor. Dar repede, în maxim 2 minute. Dar nu se poate să dezvolți un subiect atât de important în 2000. Da, știți, la noi e nevoie de muzică, reclame, n-avem timp de astfel de subiecte. Continui. Ultimele 3 criterii enumerate de Părintele Valica. Adeseori prigonitorii, în dorința de a-l exclude pe prigonit, recurg la minciuni, ca diavolul care este tatăl minciunii. Și aici găsiți și cuvântul de apărare al părintelui Calciu, care la toate punctele la care l-acuzase cei din consistoriu, s-a apărat mărturisind adevărul, dar nu s-a ținut seama de mărturia lui. În unele cazuri, ierarhia sau clerul prigonitor se supun puterii lumești și execută orbește poruncile. Cazul părintului Gheorghe Calciu sau cazul episcopului Gherasim Safirin. Merită să citiți această carte și pentru a afla mai multe despre un ierarh
care s-a opus implicării politice în biserică, a apărat tradiția Sfinților Părinți și a fost condamnat de sinod doar pentru că l-a iubit pe Hristos și pe Sfinții Părinți. În alte cazuri, prigoana dinăuntru s-a declanșat din cauza că cel prigonit a deranjat sau a stăvilit lucrarea economică, încasarea de foloase materiale, simonia, nu cea sacerdotală a prigonitorului. Neținându-se cont de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune că în creație toate sunt de obște. Exilul sau alungarea din eparhie, care erau metode de persecuție preferate în primele secole, îl transformau pe cel prigonit într-un caz social tipic, de care, paradoxal, biserica era obligată să se îngrijească, nici de cum să-l nască și să-l abandoneze, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu alt caz pomenit aici, cu părintele Daniel de la Tanacu, când a fost prigonit în toate chipurile de mass media pentru așa zisa moarte a unei maici care nu era maică, care nu murise în mănăstire, așa cum spusese mass media. Ierarhia, în loc să ia apărarea și să-l tămăduiască, să-l sprijine pe acest prigonit, l-a lovit cât se poate de tare. Și știți cine l-a apărat? Părintele Stimp, Prvul, Părintele Arsenie Papaciuc și alți duhovnici. Atât. Trebuia să existe conștiința că e prigonit un slujitor al altarului și ierarhii trebuiau să iasă să apere, pentru că prin el era lovită biserica. Au trecut atâția ani, analizele, datele medicilor au fost cercetate, răscercetate și în cele din urmă până și unii jurnaliști au ajuns la concluzia că a fost o eroare modul în care a fost instrumentat cazul de la Tanacu. Un fir roșu străbate biografia acestor cazuri, smerenia prigonitului și mândria prigonitorului. O virtute și un păcat încrâncenate într-o luptă dureroasă, dar în care victima este întotdeauna victorioasă pe termen lung. Consider că prin această carte, Părintele Valica, cu doctorul Chirilă, ne-au atras atenția asupra faptului că vremea prigoanei de fapt nu încetează niciodată. Iar Părintele Valica, poate că ați văzut, Părintele Justin Purvu avea ca repere doi preoți de mir, cei doi Mihai pe care a pomenit de mai multe ori, Mihai Andreada de la București și Mihai Valica de la Vatra Dornei. Aștept și eu să văd cuvântul Părintelui pentru seara aceasta.